Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Liberalii îmbracă astăzi uniforma militară și îl salută cu mâna la chipiu pe noul președinte, generalul Nicolae Ciucă. După un veac și jumătate de istorie, doctrina liberală începe să bată pas de defilare, într-o direcție încă necunoscută, să fie spre neantul politic sau spre o victorie la alegerile prezidențiale din 2024. Ne răspunde Teodor Paleologu, pentru care liberalismul e o moștenire din tată în fiu. Dincolo de veșnicul război din politica românească, armata lui Putin continuă să ucidă în Ucraina. Pe oaxa răului, în care dictatori europeni ca Stalin, Hitler sau Mussolini sunt nume de neclintit, unde îl va arunca istoria pe Vladimir Putin? Sau președintele Rusiei va rescrie istoria lumii și se va așeza singur lângă țarul Petru cel Mare? Începem. Domnule Paleologu, bine ați revenit la Insider Politic. Cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație. Astăzi, exact când noi discutăm, liberalii își aleg un nou președinte, generalul Nicolae Ciucă. Cum vă sună ca un general să fie liderul unui partid liberal? În sine nu e o problemă. E general în retragere, e în principiu. Slavă Domnului, există generali care au jucat un rol politic. Sigur, ne gândim cu toții la Eisenhower, la De Gaulle. În România, Artur Voitoianu a condus un guvern. Averescu, cea mai ilustră figură de mareșal și totodată șef de partid. De-al minte, Partidul Poporului a fost un partid foarte interesant în perioada interbelică. Deci, în sine, nu e o problemă. Ce este foarte grav este degringolada PNL-ului provocată de președintele Iohannis. El este autorul moral la ceea ce se întâmplă astăzi în PNL. Tot ce atinge se duce de râpă. El nu e bun decât pentru interesul personal. Da? Să se vadă în frunte și în rest nimic altceva. Face pustiu în jurul lui. Da? Deci tot ce atinge Iohannis se duce de râpă. PNL-ul se duce de râpă. Avem de a face cu o gravă degringoladă a acestui partid, iar impunerea generalului Ciucă în fruntea guvernului și acum în fruntea partidului este o încercare disperată, dar lipsită de șanse, de a salva ce se mai poate salva, dar n-are ce se cum. Mai poate salva? Partea proastă este că în felul ăsta se va mai compromite ceva foarte important. În primul rând, generalul Ciucă avusese o carieră respectabilă. A luptat în teatrele din Irak, din Afganistan. Dar el nu, în mod evident, nu se descurcă sub lumina reflectoarelor. Mă refer evident la problema plagiatului. Iar încercările lui de a eluda problema sunt ridicole, sunt nedemne de un general al armatei române. Deci ce regret foarte mult în toată această poveste e că pe lângă degringolada PNL-ului provocată de Iohannis, se mai duc de râpă alte două lucruri de care am fi avut nevoie. Prestigiul armatei și prestigiul personal al generalului Ciucă, care, mă rog, până nu de mult fusese un om respectabil. Însă maniera în care gestionează problema plagiatului este jalnică și eu am mari dubii care capacitățile politice de a propune un proiect real. Că e un bun intrigant, asta am văzut. Nu-i puțin lucru. Eu nu sunt deloc un bun intrigant. Deci asta nu mai sunteți în politică. E mare lucru deja, dar nu cred că poate mai mult de atât. Adică tare mă tem că degringolada lui Iohannis, degringolada PNL-ului îl va îngropa și pe el. De ce are nevoie un militar, un general, de un doctorat? E o prostie. Pentru mine e de neînțeles această marotă a doctoratelor. N-are niciun sens, n-are absolut nicio noimă. E cea mai mare gogomanie. Dar sunt foarte mulți care și-au dat câte un doctorat. N-au cum, n-ai cum să faci un doctorat serios decât dacă lucrezi zi de zi, fără să faci nimic altceva, timp de 4-5 ani. Eu am lucrat 5 ani la teza mea de doctorat, sigur că oficial am fost înscris 3 ani, dar de fapt lucram deja de dinainte și sunt perioade în care efectiv am lucrat de dimineață până seara, nu mai puteam să fac nimic altceva și cum pot oamenii ăștia să fie și generali sau coloneli, cred că era pe atunci. Era deja general. Da, era deja în general. În 2003, când și-a susținut teza de doctorat, da. Fusese și într-o misiune militară externă. Da,
n-ai cum, este imposibil. Nu e doctorat. Și mai e un lucru. Ce e aia teză de doctorat secretă? Că am înțeles că teza de doctorat a ministrului educației este secretă. Și a ministrului de interne. Da, ceea ce este ridicol. Nu există așa ceva. Teza este publică. O teză de doctorat trebuie să poată fi consultată. O susținere de doctorat trebuie să fie publică. O teză de doctorat care nu e publică, nu e teză. Și mai e încă o problemă foarte gravă. Pe lângă tezele plagiate, că ăsta este nivelul cel mai de jos, da? În care, din păcate, la care, din păcate, au ajuns oameni alminteri destul de respectabili. Nu doar, să vedem, generalul Ciucă, dar și Ionuț Vulpescu, fostul ministru al culturii, care era unul dintre cei mai respectabili oameni din PSD. Oameni că nu sunt mulți, sunt foarte puțini, cât de cât, plauzibil. Eu nu pot să înțeleg pe oamenii ăștia de ce își dau foc la valiză în felul ăsta. Dar pe lângă asta mai e ceva, și anume cantitatea incredibilă de teze nule, care n-au valoare, nu sunt plagiate, dar sunt niște insăilări absolut lipsite de interes, de lucruri luate de pe la alții, doar așa ca să fie și ca să aibă un spor la salariu foarte adesea și să poată să se împăuneze cu un titlu de doctor. Eu sunt foarte mefient față de toate doctoratele astea obținute în România, dar sunt foarte puține teze valoroase în România. Nu spun că nu sunt, slavă Domnului, sunt. Și e foarte trist pentru cei care fac doctorate serioase în România, pentru că prestigiul titlului de doctorat este complet distrus de asemenea impostori. În 2016, când ați fost exclus din PNL, ați numit situația de atunci din partid drept, citez, imbecilitate piramidală. Astăzi, ce etichetă ați pune pe PNL? E la fel, e o perseverență în aceeași direcție. Atâta vreme cât președintele Iohannis teleghidează PNL-ul, nu ne putem aștepta decât la imbecilități. Unele sunt piramidale, altele sunt mari cât Palatul Poporului, altele sunt cât un zigurat, altele sunt cât zidul Chinei și așa mai departe. Putem găsi tot felul de comparații. A fost la piramide, nu-i așa, domnul Iohannis, a putut în felul ăsta a vedea cât de mari pot fi tâmpenile care ies cumva de sub mantaua sa, da? Mai este statuia lui Bruckenthal de la Sibiu, care ne spune ceva despre ego-ul lui Iohannis. Și aici aș face o comparație cu statuia pe care Putin a inaugurat-o la Moscova, statuia prințului Vladimir, da? Sfântul Vladimir. Fiecare, de fapt, și-a făcut propria lui statuie. Putin a inaugurat o statuie care de fapt spune ceva despre grandomania lui, la fel și Iohannis a inaugurat la Sibiu o statuie care spune ceva despre grandomania lui. Acum trebuie remarcat totuși că grandomania lui Putin e mult mai mare și evident nocivitatea lui e mult mai mare decât nocivitatea președintelui Iohannis. O să vă critique lumea acum că l-ați comparat pe Iohannis cu un deloc. Criminal, nu. Sub nicio formă, nu. Din punctul ăsta de vedere, Iohannis patronează un regim de o extremă mediocritate. Și mai e un lucru, modul în care această coaliție tratează, de pildă, institutele culturale. Este absolut rușinos să pui un om ca Cezar Preda la Institutul Cultural din Paris. N-am nimic cu domnul Dobre, dar nici el n-are nimic cu Lisabona. Și după aia mai sunt alte nulități, mai puțin faimoase, care au fost puse în diferite funcții în Institutul Cultural Român. Deci această coaliție PNL-PSD este absolut o rușine. Acum, sigur că în contextul în care avem un război alături de noi, tindem să ne adunăm în jurul steagului și ăștia sunt, da? Iohannis, generalul Ciucă și adunătura lor de impostori, nulități, hoțomani și așa mai departe. Asta nu avem pe alții. Când erați în PNL, PDL, coleg cu Cezar Preda și cu Victor Paul Dobre, iată astăzi oameni de cultură, cum se raportau oamenii politici la cultură și la educație? Unul dintre cei mai importanți oameni din PDL, nu spun numele, mi-a spus odată, așa că îmi băuse puțin mai mult, e adevărat că bea frecvent, mi-a spus: îmi bag în intelectuali.
Asta este. Deci era domnul Băsescu sau nu? Nu. Băsescu niciodată nu spune așa ceva. Din potriva, are respect pentru intelectual, chiar când recunoaște că nu știe, ceea ce e mare lucru. Acum, nu știu exact ce o fi având în sufletul lui, dar niciodată n-a spus așa ceva. Nu, e un personaj important din PNL, actualmente foarte important în PNL, care mi-a spus acest lucru, pot să vă spun și exact când, în 2009. În ce context? Era o masă. Și dumneavoastră erați ministru atunci? Eram ministru culturii. Asta și cu atât mai amuzant și mai tragic. Se matolise puțin, probabil, dar așa, și a spus această grosolănie foarte revelatoare. Și în fond, numirea lui Cezar Preda la ICR este exact asta. Băgameaș în cultură, în intelectual și așa mai departe. Este, cum să spun, de o mizerie incalificabilă. Și toate lucrurile astea sunt patronate de președintele Iohannis, de domnul Ciucă. La urma urmei, s-ar părea că nu-l deranjează foarte mult impostura. Și e foarte păcat pentru cariera pe care a avut-o. Este un om pe care îl respectam până nu de mult. E păcat că a făcut acest pas într-o cloacă politică și se pretează la așa ceva, să patroneze așa ceva. Dar, repet, avem un război la graniță, aproape de noi, și, din păcate, această tragedie ne prinde pe picior greșit, adică cu niște guvernanți și un președinte și niște lideri absolut nepotriviți. Dar când ne uităm la alternativă, ea există în Parlament sau pe scena politică în acest moment? În acest moment nu. În 2019 a existat o alternativă. Dumneavoastră. Și mai e un lucru. Unii îmi reproșau atunci că sunt prea sever cu președintele Iohannis. Acum regret că n-am fost mai sever, pentru că tot ce am spus s-a dovedit adevărat și chiar a fost depășit de realitate. Însă, în momentul de față, sigur că dumneavoastră vă referiți la AUR. Da? Sau la USR. Sunt singurele partide care au anumite asemănări, iarăși nu fac comparații, dar există o agresivitate comună și pot să mă refer la experiența mea de om politic. Eu am fost înjurat cam de din toate direcțiile. PSD, PNL, adică USL în 2012, pe atunci, 11-12, mi-am luat niște înjurături incredibile din partea USR-ului în 2019, niște insulte incredibile. Pentru că i-ați blocat cretin, jigodie, securist. Da, pot să citesc și știu și cine le-au spus. Da? Mă rog, nu mai repet numele, că le fac publicitate. Că asta, de fapt, încercau ei să obțină o anumită notorietate pe spinarea mea. Însă, înjurăturile de la AUR au o particularitate. Pe lângă grosolănia și ticăloșia atacurilor pe care le-am evocat mai devreme, sunt amenințările cu moartea. Da? Și am primit în mod sau a violență fizică. Constant mesaje de o violență extremă, de pildă. Ne trebuie un război civil să vă omorâm pe toți intelectualii trădători. Ne trebuie gărzi roșii brigade roșii să vă împuște. O doamnă spunea, abia aștept să vă văd spânzurați în piață publică. Altul spunea, o să vin la casa paleologului să te iau la bătaie. Și așa mai departe. Deci lucrurile astea sunt constante. Nu sunt eu singura țintă a unor asemenea amenințări, adică nu vreau să fac pe marea victimă, că mai sunt și alții. Și nici nu le dau prea mare importanță. Dar liderii AUR au o mare responsabilitate, pentru că ei toarnă gaz peste foc, peste focul violenței. Și violența verbală este de nesuportat. Și ca să facem cumva tranziția cu celălalt subiect evident, și anume războiul din Ucraina, să nu uităm un lucru. Candidatul AUR la funcția de prim-ministru este domnul Georgescu, care este un admirator al lui Putin, care justifică războiul din Ucraina. Iulian Capsali a fost pus la TVR de către AUR. Este un apologet constant al lui Putin și justifică războiul, spune că totul e minciună, că nu e adevărat, că nu sunt masacre făcute de ruși în Ucraina, și apoi Matracuca
supremă, da, care se duce și discută cu care discută cu ambasadorul Rusiei, cu acest stalinist care este ambasadorul Kuzmin. Este efectiv stalinist. Mie mi se pare grav că l-am acceptat ca ambasador. Nu trebuia să-i se dea agrementul pentru că se știa cine este. Fusese ambasador la Chișinău și provocările lui permanente făcuseră vâlvă și acolo. Deci noi nu trebuia să-l acceptăm ca ambasador când a fost numit. Este o bătaie de joc din partea Ministerului de Externe al Rusiei că ne-a trimis un asemenea om pentru care Stalin este un mare om. Da? Deci să ne înțelegem, oamenii ăștia fac apologia crimei, consideră că Holodomorul nu a existat, că deculachizarea a fost o treabă foarte bună. Asta gândește ambasadorul Kuzmin, este stalinist să dea. Și noi am acceptat un asemenea ambasador despre care știam cum gândește. Domnule paleologu, tatăl dumneavoastră a fost parlamentar PNL în mai multe mandate, trei mandate. Ce ar fi spus astăzi tatăl dumneavoastră, alegul paleologu, despre PNL și despre noua conducere a partidului? El era un om care vedea totdeauna partea comică a lucrurilor. Cred că ar fi râs grozav de prostia asta apoteotică la care asistăm. Cred că ar fi râs în primul rând. Dar acum să ne înțelegem, nici PNL-ul pe vremea lui nu era extraordinar. El vedea că lucrurile nu sunt cum ar trebui să erau fie. Erau multe facțiuni atunci. Dar totuși în anii 90 mai erau în Parlament oameni care aveau o altă valoare, dar totuși era un copos, a fost până a murit. Ion a fost taică, mi-a fost Ion Diaconescu nu era o lumină intelectuală, dar era un om admirabil pentru curajul de care dăduse dovadă. Dar chiar și așa, Ion Diaconescu, în contextul de acum, e formidabil. Trebuie să spun ceva, sunt foarte bucuros că nu mai fac parte din Parlament. Deja în a doua mea în al doilea meu mandat eram dezgustat de ce vedeam cu Zgonea președinte și cu groaznic, a fost sinistru și îmi pare tare bine că nu mai sunt acum pentru că a ajuns la un nivel de golănie inimaginabil Parlamentul României. Te întrebi dacă se poate coborâ mai jos. Da? Și s-ar părea că de fiecare dată s-a putut mai jos. În 2012-2016 mă întrebam dacă se poate coborâ mai jos. Ei bine, s-a putut. Vi s-a cerut vreodată șpagă în politică? Nu, șpagă... Nu, mai e un lucru. Eu sunt un om care nici măcar nu i s-a propus propriu-zis vreodată șpagă. Sigur că unii ar fi avut intenții, dar eu descurajez, prin felul meu de a fi, descurajez așa ceva. Bănuiala că cineva a luat șpagă promițând că rezolvă cu paleologul și n-a rezolvat nimic. Am o bănuială în sensul ăsta, dar nu e o certitudine. Deci am impresia că cineva a luat o șoagă spunând că rezolvă, dar n-a rezolvat absolut nimic, pentru că într-adevăr era ceva de neacceptat. Vedem că în aceste zile Elena Udrea ține din nou prima pagină a ziarelor, a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Din ce mi-amintesc eu, dumneavoastră trebuia să fiți pe un loc eligibil la alegerile europarlamentare din 2014 și v-a blocat Elena Udrea atunci? Nu cred. Nu știu. De fapt, nu știu. Am mai povestit atunci că faimosul penalti... Era omul său de încredere. Da, mă rog. Nu, acum nu vreau să... Mai cu seama acum. Nu îmi place să arunc pietre în oameni care oricum sunt terminați. Însă e clar că a vrut să scape de mine. Nu știu exact de ce. Dar nu mă plâng. Adică eu nu eram ahtiat să ajung deputat european. Și adevărat că penalti mi-a spus era o comisie făcută pentru a
pondera diferite considerente. Îmi place foarte mult cum era formulată titulatura respectivei comisii și Pinalti la un moment dat mi-a spus lasă vrăjala, scoate banii. Dar, mă rog, banii pentru finanțarea campaniei, ceea ce era de fapt o manieră de a mă scoate din joc. Dar nu vreau să speculez a cui a fost intenția, de ce și așa mai departe. Oricum, au fost mai multe lucruri ciudate atunci. Trebuie să spun un lucru. Înainte de a, cu câteva luni înainte, tot trăgeau de mine Papahagi și Baconski și Tomac să deci mă alătur PMP-ului. Da. Și am fost în PMP timp de 3 săptămâni. 3 săptămâni. Da, pentru că după... Acum să știți ceva. Că de fapt ei sunt foarte recunoscători lui Pinalti pentru întrebarea asta. Am rămas absolut... estomacată. N-am avut nicio replică la așa ceva. Cum n-am avut nicio replică nici la aia cu Băgame așa în intelectual. La chestii de astea n-ai nicio replică. Gândit după aia că de fapt mi-a făcut un mare bine, că a fost un duș rece de care probabil aveam nevoie. Mi-am dat seama imediat că lucrurile sunt complet stricate în miezul lor și că deși erau oameni foarte buni în PMP, repet, Baconski, Papahagi, Cristi Preda, da, erau oameni valoroși, da, și din păcate lucrurile au luat turnura asta, dar mai e un lucru, trebuie cu reculul timpului. Partea proastă că în 2008, 2009, 2010 nu realizam că și în PDL lucrurile erau stricate. Putrede. Nu-mi dădeam seama. Am început să-mi dau seama mai târziu când au apărut informații. 2014, da? Atunci au apărut primele informații serioase. Nu mă refer la cazul Riții, care a intervenit foarte devreme, dar treburi serioase, da? Sume mari, asta pe parcurs au ajuns să fie cunoscute. V-ați imaginat vreodată cum ar fi arătat Traian Băsescu fără Elena Udrea alături? Ca un politic. Da, eu nu cred că l-a influențat pe el foarte mult. El nu e chiar atât de influențabil. Da? Nu, și e destul de... are tăria opiniunilor lui. Dar e clar că asocierea de imagine nu i-a făcut bine. Asta este limpede, e cât se poate de clar. Vă simțiți dezamăgit acum de Traian Băsescu după ce a apărut și această decizie a instanței că a fost următoare? Nu, hai să fim serioși. În 2004 nu știam că e posibil acest lucru, că doar vorbim de cineva care făcuse o carieră foarte importantă înainte de 89. Adică vin acum intelectuali care l-au susținut și spun că sunt dezamăgiți de... Păi cum? Erau atât de idioți încât să-și imagineze că era ușă de biserică. Poate Băsescu? Că da. Nu. Să fie. Și iar dacă da, atunci este grav pentru ei. Dacă mi s-ar părea grav să fie chiar atât de stupizi. Și nici nu cred că sunt stupizi, ci doar ipocriți. În 2004 am votat Băsescu și am și scris lucrul ăsta pentru că era preferabil lui Năstase și PSD-ului. Atât. Da, eu nu am spus niciodată că Băsescu este minunat, extraordinar, e un bun luptător și doar el putea să-l bată pe Năstase. Și că a colaborat, acum mai e un lucru, colaborarea cu securitatea în sine nu înseamnă nimic. Până nu vezi hârtiile respective, nu te poți pronunța. Eu știu bine despre ce vorbesc, că doar am citit nu știu câte volume de note despre tatăl meu și am văzut și notele puține la număr pe care le-a scris tatăl meu. Și știu despre ce vorbesc, da? Deci până nu citești niște note, nu te poți pronunța. Cum arătau acele note pe care le scrisese tatăl dumneavoastră? Tatăl dumneavoastră a avut puterea de a recunoaște imediat după Revoluție? Da, pentru că nu toată lumea este Alexandru Paleologu. E 1 la 22 de milioane. Însă a scris de pildă 3 note, dacă nu mă înșel, despre Steinhardt, care erau
erau prezentări favorabile, da? Spuneau despre Steinhardt că este un om competent, priceput, care trebuie folosit, că este o mare prostie să-l lași să vegeteze într-o funcție mică, la o lucra la o întreprindere, da, ca contabil. Da? Am mai văzut câteva note scrise de data după ce fusese în străinătate, dar erau anodine, da? Nu spuneau ceva concret. În schimb, am văzut și note puține la număr, foarte puține, care dădeau informații concrete, care puteau avea un impact negativ. Da? Deci au fost în dosarul lui tata două note: căutați-l pe paleologul acolo, că se ascunde acolo. Asta e grav. Dacă spune cineva că paleologul e, nu știu, că e leneș sau că n-are nicio importanță, adică chiar dacă e o judecată negativă, n-are absolut niciun fel de importanță pentru persoana respectivă. Însă trebuie făcută distinție între turnătoria propriu-zisă, da, informații factuale care au impact, și notele, mă rog, mai mult sau mai puțin anodine. La fel e și în cazul Mona Muscă, să ne înțelegem. Eu cred că Mona Muscă nici nu a avut conștiința vreodată că a făcut ceva greșit. Uite, să vă povestesc o întâmplare pe care n-am mai povestit-o până acum. În 2000 a candidat tatăl meu pentru ultima dată la Senat și a păruse legea asta cu CNSAS-ul și trebuia să completeze declarația privind colaborarea cu securitatea ca poliție politică. Și tata a spus, da, evident, că doar am scris o carte, înainte de 89 scrisese cartea, sau compusese cartea cu Stelian Tănase. Cartea cu Stelian Tănase este concepută în 88-89. Și a apărut ulterior, dar ea era deja scrisă, să spunem. Și a bifat, da. Și țin minte o conversație cu Mona Muscă, l-a sunat pe tata și a spus, domnule paleologu, puneți nu, că dumneavoastră n-ați colaborat cu securitatea ca poliție politică. N-ați făcut poliție politică pentru că n-ați făcut rău unor oameni care au ajuns la închisoare din cauza dumneavoastră. Și tata a spus, da, cum am spus că am colaborat. Lasă, distinția asta este mai degrabă juridică. Da, ori această distinție este, mai exact, această formulare din acele declarații, o formulare tâmpită. Pentru că unii spun, păi da, am colaborat cu securitatea, dar n-am făcut poliție politică. Ce aia am făcut poliție politică? Mai sunt și cazuri de oameni care au primit o decizie favorabilă din partea tribunalului, dar ei au colaborat, bine mersi. Da, mai e și cazul celor despre care justiția a spus că n-au colaborat cu securitatea ca poliție politică, dar ei au colaborat, bine mersi, cu securitatea și e un lucru cunoscut. Și nici n-aveau cum să n-o facă. Și mai sunt o serie întreagă de oameni care sunt în situația asta. Începând, de pildă, cu guvernatorul Băncii Naționale. Cum era să nu în poziția pe care o avea înainte de 89? E imposibil. Că n-a făcut rău, sunt convins că este un om decent și în plus de asta e unul dintre puținii oameni care se pricep la ceva în țara asta și care are o funcție importantă. Da? Deci toată discuția asta despre securitate, din păcate în România, este o discuție complet absurdă. Oamenii vorbesc despre ceva ce nu știu. Dar trebuie să vezi hârtiile, trebuie să vezi notele înainte de a te pronunța. Asta este absolut esențial, da? Ca să-ți faci o idee precisă despre o persoană, despre un context anume. Da? Deci pentru mine nu e o surpriză. Da, înainte de 89, Băsescu a avut o carieră de mare succes. A fost și la Anvers. Cum era să n-aibă niciun fel de colaborare cu organele de securitate din România? Nu prea văd cum. Iar în 2009 l-am votat nu pe Băsescu, nu pentru că am ceva împotriva lui Gioană, că Gioană e cred cel mai decent șef al PSD-ului din ultimii 30 de ani. Problema mea era cu PSD-ul și cu cei care erau în spatele lui Mircea Gioană la acea dată. Vanghelie și ceilalți. Da.
Domnule paleolog, am ajuns la finalul primei părți. Discutăm în minutele următoare despre războiul din Ucraina și v-aș întreba cum explicați apetența unor români de a susține războiul declanșat de Vladimir Putin. Și asta vă rog un răspuns după o scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem. Ne-am întors, domnule paleologu, vă întrebam cum vă explicați totuși că sunt români, nu foarte mulți, dar totuși un procent consistent acolo. Nu cred că e un procent consistent. Eu 20%. Cred că este o infimă minoritate de scelerați care să fie pro-Putin în momentul de față. Nu, scelerați. Cine în momentul de față susține în România că Putin are dreptate, este un scelerat și trebuie tratat ca atare, ca un scelerat, un om pur și simplu defect moral și intelectual. E vorba de o minoritate totuși foarte restrânsă. Pot să înțeleg că unora le e frică. Într-adevăr, nu suntem departe de teatru de operațiuni și e normal ca unora să le fie frică. Și frica asta totuși trebuie ținută sub control, să nu o luăm razna. Dacă am văzut cu toții oameni care cumpără baxuri de ulei, cumpără tot felul de lucruri, nu știu, pastile cu iod în cantități industriale, asta e deja panică. Da, pot înțelege frica multora, evident că da. Însă, repet, chiar dacă sunt gălăgioși, cei care îl susțin pe Putin în România sunt, slavă Domnului, o infimă minoritate de scelerați. Pe cum? Șoșoacă, Capsali, Georgescu, oameni de genul ăsta. Văd că mulți comentatori și din presa internațională și de la noi îl compară uneori pe Vladimir Putin cu țarul Petru cel Mare. Și da, așa asta să vrea el. Istoric. Nu, vrea Putin să se compare cu Petru cel Mare. Numai că nu îi iese, pentru că bilanțul lui va fi unul lamentabil. Sigur că a avut un început promițător. Și a păcălit multă lume. Primii ani ai lui Putin erau mai buni în comparație cu anii 90 din punct de vedere economic, din 99 până în, să zicem, 2009, dar sunt cam 10 ani aproximativ. Sigur că venea după o perioadă foarte haotică în Rusia, cu o privatizare care n-a funcționat cum trebuia, așa s-a constituit cleptocrația rusă, da? Și avem contaminarea clasei politice de către mafia rusească în anii 90 și lucrul ăsta e valabil și acum. Da? Deci, în anii, la începutul anilor 2000, Putin putea să pară mai bun. Da? Și încă nu și arătase tot potențialul de distrugere. Sigur că erau semne. Felul în care a distrus Groznăi în Cecenia. Modul în care a fost gestionat acel episod din 2003, dacă nu mă înșală memoria, luarea de ostateci de la un teatru din Moscova, toate minciunile care s-au spus atunci. Apoi discursul de la München din 2007. Sigur că au fost semne. Uciderea jurnalistei Politovskaya. Au fost semne. Dar lucrurile au luat o întorsătură dramatică după realegerea lui frauduloasă, trebuie spus, din 2003. Aici i-a jucat o festă grandomania. Da? El e un caz de patologia puterii. Nu e nebun, nu e nebun clinic, dar e un caz de patologia puterii. S-a urcat la cap. Când stai multă vreme la putere și ce putere. E greu să nu ți se urce la cap. Unora li se urcă la cap pur și simplu pentru că au o ștampilă. Dar aminte să fii președintele aproape Rusiei. Unui imperiu, da? Și alegerile din 2013 sunt foarte ciudate. Da? După aia nu i-a convenit deloc că au fost contestări. Și urmează, evident, trecerea efectivă a Rubiconului cu agresiunea din 2014 în Ucraina.
anexarea Crimei, încercarea de a cuceri Novorosia, dar pentru că el a încercat să cucerească mai mult. Pe lângă cele două republici zise populare din Donbass, a încercat să pună mâna pe Odessa, a încercat să pună mâna pe Mariupol, iar ce vedem acum este o răzbunare sinistră împotriva locuitorilor acestui oraș, da? Care a fost făcut zob, așa cum a distrus Aleppo în Siria, așa cum a distrus Groznăi, așa a procedat în Mariupol. Și este o imensă tragedie. Și e vorba de o răzbunare sistematică și, să ne înțelegem, au mai murit civili în alte conflicte. Pagube colaterale, victime colaterale. Însă aici avem de-a face cu o voință sistematică de a distruge moralul poporului ucrainean, atacând civili, violând femei, mutilând cadavre, bombardând spitale, bombardând școli, grădinițe, teatre și așa mai departe. Da? Deci e vorba de terorism de stat în toată puterea cuvântului, de mobilizarea unor criminali precum trupele lui Kadyrov, da, care sunt lansate împotriva ucrainenilor. Și ar mai fi un lucru pe care vreau să-l subliniez, oricum se apropie Paștele acum. Rolul pe care îl joacă Patriarhul Kiril e absolut odios. Este sinistru. Este o rușine pentru ortodoxie. Poftim? E o surpriză pentru dumneavoastră? În halul ăsta, da. Pentru că a fost tot timpul apropiat de Vladimir Putin. Da, a fost tot timpul. Mergeau în noaptea de înviere, luau da. Lumină, sigur se că pozau. Da. Nu, de acord. Nu. Plus că bănuim cu toții că a fost și el lucrător în KGB. Ca poliție politică. Ca poliție politică, de data asta, da. Însă, totuși, asemenea abis de ticăloșie n-are cum să nu te surprindă din partea unui om, totuși, care se presupune că, nu știu, are măcar un simț al istoriei, al responsabilității față de biserică. Îmi spunea un bun prieten, Petre Guran, care a fost director la Institutul Cultural din Chișinău, că a ascultat un discurs al lui Kiril și a sintetizat foarte bine personajul. A vorbit într-una despre biserică și nici măcar o dată despre Iisus Hristos. E foarte bună remarca. Bun, o fi vorbind el și despre Iisus Hristos din când în când. Sigur că personajul nu are nicio legătură cu învățăturile lui Iisus, dar măcar cu Biserica Ortodoxă Rusă, pentru că Biserica Ortodoxă Rusă în momentul de față se confruntă cu o enormă, cum să spun, delegitimare etică. În primul rând, tot restul Ortodoxiei, toți ceilalți lideri ai Ortodoxiei sunt oripilați de ce fac rușii în Ucraina. E vorba de devastarea unei țări ortodoxe. Acolo rușii omoară creștini. Acolo rușii distrug biserici. Și asta cu binecuvântarea Patriarhului Kiril, care are tupeul incredibil, cinismul sfidător să spună că Rusia e o țară iubitoare de pace. Da? Fericiți făcătorii de pace. Putin este un făcător de pace. Ca aceea se vor mântui. O formulă faimoasă din Tacit. Distrug totul și apoi numesc asta pace. Exact asta este pacea rusească, Pax Rusica. Devastează o țară și apoi numesc asta pace. O operațiune specială pentru asigurarea păcii. Și asta cu binecuvântarea lui Kiril. Biserica Ortodoxă Română s-a comportat corect în această perioadă? Putea face mai mult? Sigur că da, pentru că Biserica Ortodoxă Română a primit foarte mulți refugiați. Nu știu să vă spun cifre acum, dar evident că are și structurile care să-i permită așa ceva. Domnul Bănescu a văzut că a spus lucruri foarte pertinente despre Patriarhul Kiril. Nu l-am mai auzit. Patriarhul Daniel a zis și el bine ce a spus. Bun, în felul lui, sigur că alți lideri ai Ortodoxiei din alte țări au fost mai combativi, dar
E bine și așa, că cunoaștem stilul patriarhului Daniel și știm să citim printre rânduri, e clar că condamnă ce se întâmplă acolo. Și... În această perioadă, totuși, nu l-am auzit deloc pe prea fericitul Teodosie. Vă e dor. Deloc, dar remarc această tăcere. Slavă Domnului, pentru că cine știe ce ar mai fi spus. Acum, el a spus niște bazaconii în stilul lui despre Putin, înainte de război. Totuși, nu-mi imaginez că acum aprobă intervenția lui Putin, că nu mă aștept să fie un scelerat. Un Chiril. Nu. Însă, probabil tace din gură că e și el rușinat de prostiile pe care le-a spus în trecut despre Putin. Acum trebuie să vă mai spun ceva. Sunt unii oameni care, din vari motive, nu doar la noi în țară, peste tot, în Occident, în Franța, Germania, în Italia, l-au privit cu o anumită simpatie pe Putin, îi găseau scuze, le plăceau anumite poziții ale lui, însă atunci când a început războiul, și-au dat seama că nu mai poate fi justificat sub nicio formă. De pildă Marine Le Pen, care are toate șansele să intre în turul 2 al alegerilor care au loc chiar astăzi, pe 10 aprilie. Ea a fost în vizită la Putin, a fost și finanțată de o bancă cu capital rusesc, pentru că nu primea niciun fel de împrumut de la băncile franceze. Însă când a început războiul, și-a declarat oroarea față de ce face Putin și totala solidaritate față de poporul ucrainean și mai mult, admirația pentru eroismul extraordinar de care au dat dovadă ucrainenii. Și aș mai vrea să spun ceva despre Putin. Pentru că un alt lucru grav, pe lângă devastarea unei țări, da, faptul că pune pe drumuri milioane de oameni, e înfiorător. Dar mai e ceva. Acest impostor, pentru că este în ultimă instanță un impostor, se înfășoară în steaguri prestigioase. Petru cel Mare, țarismul, Solzhenitsyn, da, s-a dus la Solzhenitsyn acasă, i-a acordat marele premiu de stat, când a murit Solzhenitsyn s-a dus la înmormântare, îl citează pe Soloviov sau pe Ilin, sigur, care e contestabil și contestat, dar totuși a fost un anticomunist. Deci, apoi invocă ortodoxia, o serie întreagă de lucruri care sunt, mă rog, au un anumit prestigiu. Însă, politica lui efectiv criminală compromite toate aceste lucruri. Tot ce atinge Putin este compromis. Spuneam mai devreme de Iohannis că tot ce atinge se duce de râpă. La Putin e mult mai grav. În primul rând, Putin e mult mai periculos pentru că știe mai multă carte decât Iohannis. Uite, vă dau un exemplu. În 2014, carte, în fine, pretinde că știe, dar oricum, e ceva mai sofisticat din punct de vedere intelectual. La începutul anului, în 2014, a recomandat barosanilor regimului să citească 3 cărți. Le-a și oferit acele cărți. O carte de Marele Soloviov, o carte de Ilin și o carte de Berdiaev. Vi-l imaginați pe Iohannis sau pe generalul Ciucă dând cărți de Noica, Alexandru Paleologu, Blaga, Steinhardt? Nu prea îmi imaginez, da? Însă, ce e pervers în acest lucru este că în acest fel Putin compromite. De fapt, el se revendică de la asemenea figuri, dar dacă ne uităm atent la ce spun Soloviov, Berdiaev, Solzhenitsyn, îl condamnă. Uite, o să țin un curs despre Solzhenitsyn, chiar astăzi, după masă. La Solzhenitsyn tocmai găsim cele mai puternice argumente împotriva politicii criminale a lui Putin. Sunt interesați oamenii să vină la cursurile dumneavoastră despre Rusia? Da, evident că da. Am ținut un curs despre ideologia lui Putin și am avut enorm de mulți participanți, cred că în jur de 100.
l-am ținut de două ori. Apoi am mai ținut un curs despre patologia puterii în cazul lui Putin și iarăși a fost foarte multă lume și de asemenea la cursul ăsta despre Solzhenitsyn și Putin avem destul de mulți înscriși pentru că e un subiect care ne preocupă pe toți. Da? Există acum o tendință de a arunca tot ce e rusesc la gunoi. Și pe Dostoievski. Ceea ce e o mare greșeală. Bun, e adevărat că la Dostoievski găsim accente naționaliste, o anumită xenofobie față de polonezi, în primul rând, față de evrei, față de francezi. E adevărat asta, nu poți să spui că Dostoievski e un democrat liberal. Ar fi absurd. Dar Dostoievski totuși nu poate fi asociat cu o politică criminală, cum este ce vedem în acest moment. Pe axa răului, cu celebri dictatori și criminali, Hitler, Mussolini, Stalin, pe Putin unde l-așezați? N-a ajuns chiar acolo. Oricum, Mussolini e mai mititel decât cei doi campioni. Dacă totuși marii campioni sunt Stalin, Mao, Hitler. Nu suntem încă acolo cu Putin. Să nu exagerăm acum. Și comparațiile cu Hitler mie mi se par uneori forțate. Sigur că sunt elemente de asemănare. Mai cu seamă în modul în care Putin invocă problemele legate de minoritatea rusă din anumite țări. Asta a făcut și Hitler. Și într-un fel avea dreptate, între ghilimele, dacă erau ruși, nemți în Cehoslovacia și, sigur că Cehoslovacia, nu le convenea. Erau ruși, nemți în Polonia și Hitler tot spunea că polonezii nu-i tratează cum ar trebui. Lucru care poate că se poate discuta. La fel face și Putin, da? Invocă proastele tratamente față de ruși din Ucraina și, de ce nu, din Estonia, din alte țări. Deci asta este o tehnică comună. Slavă Domnului că Putin n-a ajuns la nivelul lui Hitler și al lui Stalin. În schimb, ceea ce este foarte îngrijorător în cazul Rusiei este cultul lui Stalin, pe care îl susține chiar Putin. Ori iarăși revin la Solzhenitsyn. Da? Solzhenitsyn spune despre Stalin că este un enorm criminal, da? Este cea mai bună analiza stalinismului și a naturii intrinsec criminale a stalinismului, în timp ce Putin îl ridică în slăv pe Stalin. Da? Și mai e tot acest delir al denazificării. Da? El denazifică, între ghilimele, Ucraina și comite niște atrocități, care nu sunt la fel de ample ca cele săvârșite de Hitler, dar totuși sunt inacceptabile în momentul în care ne aflăm, în zilele noastre. E inacceptabil că se întâmplă așa ceva, domnule, în Europa. Domnule paleolog, am ajuns la final. Vă mulțumesc pentru discuție, dar mai avem ultima rubrică pe scurt. Alegeți. Moscova nu crede în lacrimi sau crucișătorul Potemkin? Nici una, nici alta. Să ne înțelegem, crucișătorul Potemkin este o capodoperă și este o capodoperă, însă e o operă de propagandă. Pot să răspund că prefer Ivan cel Groaznic, partea a doua, de Eisenstein. Vechiul PNL sau vechiul PDL? Vechiul PNL, dar ăla de dinainte de război. Cehov sau Shakespeare? Shakespeare. Deși Cehov îmi place enorm de mult. Ana Politkovskaya sau Alexander Solzhenitsyn? Solzhenitsyn, totuși. Elena Udrea sau Elena Lupescu? Elena Lupescu. Elena Lupescu era există o mitologie negativă legată de Elena Lupescu. Sergei Lavrov sau Vyacheslav Molotov? Care e mai rău? Nu, totuși Molotov e mai rău, dar Sergei Lavrov e un bun emul al lui Molotov. George Simion sau Corneliu Vadim Tudor? Groaznici amândoi. Cu acest plus de golănie la George Simion și un plus de criminalitate la Codreanu. Paște sau Crăciun? Paște. Alexandru cel Mare sau Constantin cel Mare? Constantin cel Mare. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Cu mare drag. Am ajuns la finalul primei părți. După pauză aflăm ce crede scriitorul Mircea Dinescu despre Kaiserul Iohannis, care a ordonat generalului Ciucă să fie urmașul brătienilor. Revenim.
Bun găsit din nou, discutăm despre războiul din PNL, unde Kaiserul Iohannis i-a ordonat generalului Ciucă să fie urmașul brătienilor. Ca de obicei, alături de mine este scriitorul Mircea Dinescu. Bine ați venit, domnule Dinescu. Salut! Cum vedeți această luptă pentru putere din interiorul PNL, cât s-a dat la o parte în locul său instalat Ciucă? Chestia asta cu Kaiserul, știe, eu nu știu dacă nu el are mai degrabă legătură nu cu împăratul, ci cu șunca aia bună nemțească, numită Kaiser. Fiecare acum care face ce analogie și la Sibiu. Vrea. El cu salamul de Sibiu și cu Kaiserul nemțesc. Da. Aș vrea să vorbesc puțin despre tragedia acestui partid, știi, care nu prea reușește și n-a reușit, de fapt, în ultimii ani, că, până la urmă, iată, PSD-ul a renăscut din cenușe, știi? Și-au tras la joale și-au omorât președinții în ultima clipă, că nu e o modă asta, știi, să-ți omor președinții la... aflați într-o... dar iată că a reușit să revină. Mai ales că în 2019, după arestarea lui Dragnea, PSD era părea aproape că... pe locul 3. Da, părea și că la alegerile parlamentare a fost pe locul 3. I-a ajutat Kaiserul să revină la suprafață și i-a altoit. Deși în campania electorală, aproape toate mesajele lui Klaus Iohannis erau dedicate celor de la PSD. Cum PSD! Spune. Mama mie, vreau să-l opor, în fine. Da, bine, el cu chestia asta a făcut o șmecherie, el care nu pare prea șmecher așa, dar are o șmecherie ascunsă acolo. Știi că dacă nu-i băga pe PSD-iști în guvernare, la situația asta nasoală din România, dacă PSD-ul voia să facă o... să adune românii, să-l pună la încercare pe președinte... Să-l suspende. Îl suspenda înainte de a-și termina... Ăsta e adevărul. În fine, între timp, i-a căzut pleașca asta cu războiul și atunci a înflorit. Că este interesant cu câți oameni au înflorit în perioada asta, îi vezi, inclusiv și președintele Americii, care a mai boșboruge, așa mai... Într-o dată, acum are o energie de asta, știi, de... înțeleg? Un suflu politic da, nou. Da, incredibil, știi? Pentru că este, până la urmă, e râsul curcii ca un președinte Americii, care are atâtea probleme, nu știu, a făcut din asta calul lui de bătaie. E foarte interesant. Despre deci, PNL. Despre problema drama, PNL, drama PNL-ului este următoarea, că ei n-au știut să-și facă un steag din virtuțile liberalismului. Pentru că la început a fost PSD-ul și cu socialismul, cu nu știu, cu Iliescu și nimeni nu dădea doi bani pe liberalism. Dar după aia a venit așa o simpatie către PNL și ideea de liberalism și de, mă rog... De partid istoric. Da, că în fond orice mic om de afaceri, orice om, un intelectual a trebuit să fie liberal. Și că de la cuvântul a venit cu Revoluția franceză liberalismul european, adevărat, în fine. Ori fie sau au fost altoiți pe PSD, înțelegi, când au vrut să fie la guvernare, iarăși au fost altoiți de Iohannis acum la guvernare și tot timpul și-au dat la joale. Cu o săptămână înainte de alegeri, știi bine, toate personajele care s-au perindat așa, până jurul lui Iohannis, în orice caz. Inclusiv Iohannis. Iohannis n-a fost, nu e un liberal pur. Nu e un produs al partidului. Da, a fost tot atunci o crengătură ciudată. El a fost adus ca salvator de Crin Antonescu exact așa. În acea criză da. Din USR, în urmă ori, cu 10 ani. Ori ultima poveste asta legată de un general care să fie șeful Partidului Liberal este de râsul curcii, pentru că prin... cum să spun, doctrina liberală exclude uniforma și bătutul pasului de defilare. Este, nu poate fi liberalism de cazarmă. Cazarma exclude liberalismul. Acolo e să trăiți, am înțeles, pe execuții. Liberalismul are un farmec al lui. Nici Nicolae Ciucă n-avea nicio legătură, nu cu liberalismul, cu Partidul Național Liberal. El a venit trezit, în 2020 cu câteva zile înainte de a depune candidaturile. Exact. Cred că n-a visat neam de neamul lui să devină șeful Partidului Liberal în România. Unii acum dau, domne, au prevăzut unii că va fi război și... Păi stai și pe vremuri de război, n-ai nevoie de ei care să bată pas de filar. Ai nevoie de oameni, de diplomați mari, de mari vorbitori, de oratori. Este o... nu cu mâna la vipușcă să face politica. Ăsta e adevărul. Înțelegi? El poate fi un foarte bun comandant de trupe. Chiar a fost șeful statului major al armatei, a fost o relație foarte bună cu americanii. Slavă lui. Da. Așa.
Bine, nu, și cu doctoratul ăla, ce dragă, la Fogniț. Dincolo de doctorat, adică strict de militarul Nicolae Ciucă. A fost în teatre de operații în străinătate, da. Mai dă Osteanu și dar ideea că îl fixezi în zona liberalismului, păi eu n-am mai auzit nicăieri în lume. Nu există, stau bine așa că de obicei stați foarte am bine, mici da. Ezitări. Deci contravine ideii de liberalism. Un militar să fie la cârma Partidului Liberal. Eu nu pot să înțeleg tinerii liberali cum acceptă, știi? Păi eu... Încă o dată, și felul lor de a fi a multora, mai dezinvoltură și cu șefii, ei nu sunt aliniați toții să tropă în urma unui comandant. Tocmai asta a fost, pe urmă, tradiția liberalismului. Liberalismul în România a venit, bine, de la tinerii, de la copiii boierilor care s-au dus la studii în Franța, la Paris, influențați de Revoluția de la 48, au venit cu liberalismul în România. Și au izbândit, au fost mari. Toți erau doctoranți pe vremea aia. Nu făceau teze de doctorat la întuneric, așa să-și plătească băieții de negri, că așa se cheamă ăștia care fac plagiatorii. Așa. Cum erau brătienii, constructori de poduri. Podul ce este un simbol al legăturii cu ceilalți de pe malul celălalt, al oamenilor care poate să treacă. De ce? Al comunicării. Despre asta e vorba. Și el este un produs al lui Iohannis, până la urmă. Înțeleg, Iohannis vrea și el, unul care să trăiți, am înțeles. Ori un prim-ministru în sine n-ar trebui să fie subordonat președintelui. Președintele are atribuție, el are alta. Bun, aici e discutabil, pentru că Constituția României nu distinge clar în ceea ce privește puterea executivă. Pentru că și președintele partea puterea executivă. Eu vorbesc de firea bună. Da. Constituția nu spune că trebuie să stai drept ca prim-ministru în fața președintelui. Iartă-mă. Evident. Ori așa fac. Să trăiți, am înțeles. Asta este relația, nu e... Mie mi-a plăcut întotdeauna când un prim-ministru nu e de acord cu președintele sau președintele nu e de acord cu partidul. Chiar și Iohannis a jucat un timp rolul ăsta când zicea că merge în Parlament așa sau... În fine. Să aibă un dialog cu primul ministru. Ori dacă tu stai la ușa președintelui ca prim-ministru, în loc să vii să, cum să spun, să arăți o direcție și o demnitate până la urmă ar fi să nu fii dependent de cineva când conduci o țară, da? E destul de trist, după părerea mea. Cred că nu s-a întâmplat pe pământ. Eu încă n-am auzit că doar până America Latină poate să fost prim-ministru, că puneau aia mâna militare pe putere și își puneau prim-ministru adjunctul generalului. Dar știți ce e amuzant? Că în 2020, în decembrie, când Iohannis a vrut pentru prima dată să-l numească premier pe Nicolae Ciucă și totuși partidul s-a opus atunci, era încă Orban, mai era și Florin Câțu, unii dintre liberali spuneau, vorbeau între ei în ședința PNL și Rareș Bogdan, spre exemplu, spunea, domnule, nu ne-am transformat în juntă militară, ca după un an și ceva să ajungă să-l instaleze pe Nicolae Ciucă în fruntea partidului. Asta mi se pare foarte amuzant. O să-l vedem pe Rareș Bogdan în uniformă, bătând și el pază de filare în față la Cotroceni. Și e interesant că Iohannis și el are niște pornire astea militaroase, știi? El tot ce a vrut să facă, dacă ne-a menat, știi că e obsesia asta, să ai un proiect pentru România. El a vrut la un moment dat să altoiască Bulgaria cu Turcia și cu România, să ne luăm la șuturi cu submarinele atomice rusești, dacă ți-am amintești. Acea flotă din Marea Neagră. Da. Păi cum să faci cu Erdogan? E părea o nebunie. Până la urmă a refuzat Bulgarul ăla mai șmecher, așa, care avea alte interese. În fine... El se obseda de chestia asta militară și de... Se vede pe el și cum stă cu mâna tot timpul pe inimă. Asta poate e o dovadă de patriotism. Patriotismul nu constă nici în declarații patriotice, nici în scene de-astea. Hai să fim serioși. Deci riscăm încă o dată să tropăim cu toții în urma unei adunături de oameni politici care nu-și găsesc sensul. Eu asta nu înțeleg încă o dată. Dacă Partidul Liberal ar fi format din ofițeri în rezervă, de nu știu ce, de bătrâni care vor să stea în uniforme și... Da, hai să fim serioși. Liberalismul este farmecul.
are, e chiar o doctrină care poate să aibă și farmec la un moment dat, da? Aș vrea să vorbim puțin despre toți președinții PNL din 90 până astăzi și dacă dumneavoastră i-ați cunoscut și cum i-ați cunoscut. Spre exemplu, Radu Câmpeanu a candidat la președinție în 1990. Radu Câmpeanu era o figură, numai că el, dacă ți amintești, la un moment dat a abuzat de inteligența lui artistică când a vrut să-l propună pe rege să candideze la președinția. Era râsul curcii, știi? O modalitate de a face dintr-un rege un președinte și, pormă, să-și tragă coroana pe cap. Asta știți că bulgarii au făcut asta. Fostul rege a devenit premier. Prim-ministru și a fost un eșec uluitor, a reușit să omoare monarhia. Și că mai erau oameni nostalgici. A venit ăla, s-a dovedit că nu este mare lucru de capul lui și s-a întors la mama lui acasă până Germania. Chestia asta, știi, el a propus, fii atent, în perioada aia a fost două chestii, asta era ridicolă, că era la înțelegere, după părerea mea, cu Iliescu, cu ăștia, știi, să-l bage într-o capcană pe rege. Iliescu i-a dat pensie regelui, nu știu dacă se amintește. Da, cred că mai târziu i-a dat. Mai târziu, când... Când i-a dat și proprietățile. Când a doilea mandat. Cineva l-a sfătuit pe Iliescu, domnule, gata, fă pace, că te-ai făcut de râs atunci când l-ai gonit pe scările avionului, nu știu ce, în fine. Atunci a fost această mișcare, bine, hai să nu intrăm în amănunte, legată de Principele Duda, știi? Nu vă place deloc Principele Duda. Băi, el are și el o bubă legată de trecutul lui, știi? Că s-au găsit, dacă ți amintești, în dosarul, nu pe masa primului secretar, lista cu persoane de sprijin ale securității. Erau, dacă erai membru de partid, nu putea securitatea să te ia turnător decât cu aprobarea organizației de partid din care era acea parte. Între partid și era securitate. O formă a partidului de a se apăra, că au fost perioade și în Rusia, nu știu, în care șefii KGB-ului controlau activiștii, știi? Ori și aici, în România, s-a pus această problemă. Cred că după fuga lui Pacepa. Și atunci partidul, știi cum a rezolvat până la urmă, în afară de faptul că nu puteai să fii informator al securității decât cu aprobare de la comitetul de partid, partidul a mai făcut ceva. De exemplu, toți ăștia care au un comitetul central UTC, le dădea și grade în securitate. Era o formă și avea o putere dublă. Știi? Asta vorbesc de generația asta mai dinspre 89. Anii 80, înțelegi? Când a venit Traian Ștefănescu la putere, i s-a dat, era ministru tineretului. Toți aveau grade. Toți ăștia cu funcții, vreau să spun. Chestia asta cu Duda, taică-s-o a fost la Iași și a fost șeful FSN-ului din Iași, sau mă rog, era un doctor onorabil, se pare, așa. N-auzise nici dracu de actorul Duda, eu n-am auzit înainte 89, că nu era Florin Piersic totuși, să zic, domnule, dacă se însura Florin Piersic cu prințesa, era o chestie simpatică, da? Poate ajungea Florin Piersic regele României. Sau cel puțin principe, măcar prinț consort. Putea să fie principele Florin Piersic președintele României. Era o chestie, da? Mie mi-ar fi plăcut, trebuie să recunosc. Eu n-am fost regal niciodată, că născut în lume, în proletariat, acolo, am fost tot timpul obsedat de clasa muncitoare, așa, asta e din care proveneam. Dar mie mi-ar fi plăcut să devină fiul reginei Angliei, când am auzit că ei se trag de pe, aveau și sângele lui ăsta, deci era înrudită casa regală engleză cu, nu cu Mihai Viteazul, cu Vlad Țepeș, cu ceva din zona aia, știi? Și domnule, dacă el are sânge totuși românesc, ce frumos ar fi fost ca prințul Charles să fie regele României. Nu? Era o mare șansă pentru noi. Dar totuși nu Duda, știi, parcă nu, știi, nu mi-a căzut deloc bine chestia asta. Ne întoarcem la Radu Câmpeanu. Atunci,
atunci când a fost sfătuit, domnule, dă-le pădurile, dă-le castelele, deși o mare notăriță din România, am uitat acum o cheamă, sper să mai trăiască, eram vârstă, dar avea asta notariatul lângă Cismigiu. În perioada aia mi-a zis, domnul Dinescu, să știți că eu am văzut actul prin care Carol I a lăsat moștenire castelul Peleș poporului român. Înțelegi? Noi am făcut, mă, slugărnicia noastră, știi? Luați, mă, totul, că nu știu. Inclusiv castelul ăla al Dracula, de la... Bran. De la Bran. El a fost dăruit de sașii din zona aia, reginei... Maria. Nu știu dacă reginei Maria, cred că unei fiice, de reginei, cum o chema pe fiica ei... A avut mai Ileana, multe. Sau Ileana, nu știu principesa ce. Ileana, da, a fost una dintre ele. I-l-au făcut cadou, dar să-l folosească, nu să-l vândă după aia. Că chestiile astea nu sunt atât de simple, știi? Ori chestia asta, că dintr-o dată îi dai și 100 de mii de hectare de pădure lui Duda, până la urmă, că ajung în teșchereaua lui. Și castelul, care a fost construit printre altele și cu banii, pe vremea aia, regele nu era foarte bogat, Carol. Boierimea română s-au gândit și au donat bani pentru construcția acelui castel. Eu n-am nimic, până la urmă, poate să stea de acum, că și cu ăștia, știi că n-am nici pic de invidie. Când aud că lumea invidiază pe oligarhii care își fac de-astea să rătăcesc prin iahturile lor și stau în niște palate. Și până și asta cu Putin, când zic că ăștia are 5 iahturi, un palat de un miliard, n-are nimic, mă. Ce să aibă? Un coșug o să aibă, nefericitul, știi? Și nu poți să fii fericit într-o casă unde ai 500 de camere și nu mai știi cine să ia care dorm la parter și la etaj și nu-ți mai cunoști nici rudele până la urmă. Știi, e o prostie asta cu... Omului nu-i trebuie prea mult ca să fie fericit, știi? În fine. Dar aici a fost o problemă, deci, cu regalitatea lor. N-am știut. Faptul că a acceptat regele pensie, că a acceptat, știi? Ca să se... L-au mai trimis formă pe Duda până pe la cursile regale ca să ne facă propaganda pentru aderarea la NATO. Era chiar pe vremea lui Ion Iliescu, să da, nu uităm. Guvernul Năstase. Da. În fine. Bun, dar de ce am rămas la Duda? Făceați această paralelă între Radu Câmpeanu, care a propus ca regele să candideze la alegerile prezidențiale. A fost cam o șmecherie de pariziană, că el era un tip, cred, dar asta multă vreme la Paris. Așa. L-ați cunoscut sau nu? L-am cunoscut, sigur că l-ați cunoscut. Avea o soție foarte simpatică, avea puțin tupeu așa, că la un moment dat a spus, zice, mi-a povestit o doamnă, zice, cum, eu sunt soția opoziției, a spus doamna Câmpeanu. Mi-a plăcut să fii soția opoziției, știi? Da. Făcuse o echipă de femei de-astea mai distinse, unele mai, înțelegi, doamna Câmpeanu. Se băga în... îi mai dădea direcția soțului, știi? Cu nu prea... nevestele polițienilor români nu prea s-au băgat. Am mai discutat parcă așa. Da. Sau poate facem o emisiune specială dedicată soțiilor de politicieni. Deci ăsta a fost Câmpeanu. A pierdut cu grație. Așa, a ratat intrarea în Parlament. A fost în rații bune. A omorât până la urmă partidul, știi? A reînviat. Știți cu cine a reînviat partidul? Cu Mircea Ionescu Chintus, despre care am vorbit emisiunea trecută. Da, din păcate, da. Bine, nu se știa nimica despre el, părea un bătrânel, nu știu ce, făcea câte o epigramă, nu știu, uite, domnule, ce bătrânel simpatic. Lumea, bine, am tot luat plasă cu tot soiul de personaje de-a lungul celor 30 de ani, așa, nu? Dar trebuie să recunoaștem că cel mai tare dintre ei a fost Crin Antonescu. V-a plăcut cel mai mult de Crin Antonescu? Mi-a plăcut cel mai mult de ce? Pentru că el era profesor de istorie și avea și o calitate, era un foarte bun orator. Poate ultimul orator al politicii din România. Știa, le croșeta bine, știi, avea o chestie, știi? Misterul prăbușirii lui încă nu este dezlegat. Și nici nu cred că va fi. Și nici nu cred că va fi dezlegat în zilele noastre, pentru că sunt chestii nebuloase acolo legate de soția lui, o distinsă doamnă, dar care a avut niște probleme acolo cu ăștia care scoteau aurul, cum se cheamă? Roșia Montană. Cu Roșia Montană. A făcut la început în Parlamentul European o campanie anti-Roșia Montană, știți, la nivel european, când în România ăștia bătuseră palma cu șmecherea de la un român care nu știu ce... Erau,
ăia știi, de fapt nu voiau să scoată aurul. Ăia au pus-o pe bursă, a crescut că capitaliști obsedați de aur au vândut cât era la bursă tare, pe urmă, când s-a prăbușit toată chestia, au zis că dau în judecată, nu, a rămas îmbârligată toată situația. Dar atunci, de ce spun că a avut o problemă, doamna? Pentru că după aia, după un an de zile, a întors-o dintr-o dată și a invitat pe cei care conduceau Roșia Montana să vină să facă că România totuși are nevoie de... A fost convinsă peste noapte. Ceea ce există o suspiciune, înțelegi că s-au înțeles pe dedesubt. Asta eu știu, înțelegi? Dar altfel, ca politician, Crin Antonescu v-a plăcut. Crin Antonescu, nu numai că mi-a plăcut, dar i-am făcut și campanie. Și lui Crin Antonescu. N-ați da, și gratis. Deloc. Știi că de obicei când te bagi într-o campanie și ești o figură, domnule, ești plătit că sau măcar îți folosești farme cu inteligența. Îți promite un post după aia. Așa. Nu, pe mine nu mă interesează, că nu mă interesează. Ambasador, aveam ceva. Aveam Academia Cațavencu, eu eram mai tare ca un polițian, că puteam să scriu pamflete, să vorbesc la televizor, dar mi-a plăcut el și am fost cu el, de exemplu, la Timișoara. Și în clipa în care, și am apărut arătul de el, nu știu ce, în fine, în clipa în care, deci a fost un moment ăsta, când el a mizat pe Iohannis și nu am înțeles niciodată de ce, și retragerea lui a fost iarăși suspectă, într-un fel. Dacă ți-amintești, el... după ce l-a numit pe Iohannis vicepreședinte al Partidului Liberal, deși n-avea prim nicio... vicepreședinte. Prim vicepreședinte. N-avea nicio treabă cu liberalismul până atunci Iohannis. Înțelegi? Era membru al Forumului și Democratic German. A făcut eroarea să-și dea demisia când au fost alegerile pentru... Alegerile europarlamentare și liberare pierduseră acolo. Se rupseseră el a avut un soi de orgoliu, așa să spune, domnule... Dacă nu iau 20%, demisionez. Demisionez. Și s-a ținut de cuvânt. A luat între 15%. Puținii care s-a... Și și Iohannis cu el și-a dat demisia. Și a trecut o noapte, noaptea cuțitelor lungi și Iohannis a revenit, dacă ți-amintești. Da. A, domnule, nu mai îmi dau demisia, așa? Ăia l-au rez repede de sub liberalii care erau în gruparea lui Crin Antonescu. A fost o mânărie, până la urmă, știi? Și o mică găinărie în stil românesc. Și s-a trezit, sau nu s-a mai trezit de atunci, știi? Aici a dispărut din viața publică. Cine știe ceva despre existența lui? Crin Antonescu este acum la Bruxelles. Soția sa, de care pomeneați, Adina Vălean, este comisar european pentru transporturi. Da, și a făcut o mare carieră. Da, da. E în continuare, are un post foarte important la Bruxelles și Crin Antonescu stă mai mult în Belgia, stă mai mult la Bruxelles. Este soțul doamnei, este că nu are nicio funcție. Nu are nicio funcție. În ultimii 8 ani, de fapt, și-a terminat mandatul de senator în 2016 și din 2016 până astăzi nu a mai ocupat nicio funcție. Bine, acum... Să stai dimineața la Bruxelles, să ai o nevastă cu un salariu baban și să-ți bei o cafeluță acolo în piața aia frumoasă, între palatele alea. E o piață superbă acolo, da? Făcută de negustorii bruxelezi. Place Luxemburg, cred că se numește. Cum? Place Luxemburg. Păi, ia că te văd că știi. Așa. E mâncarea extraordinară la Bruxelles, pentru că e influența franceză acolo, deși știi că belgenii zic că ei, de fapt, au fost inventatorii mâncării franceze și francezii i-au plagiat, în fine. Mai e și venit de pe partea aia flamanzii și valonii, și da. Valonii, în fine. Două bucătării interesante. Poți să fii fericit. Până la urmă, eu înțeleg și chestia asta. Te-ai săturat de politică și stai... liniștit într-un oraș în capitala Europei. Dar pe de altă parte el era un tip totuși care trăia, avea vână de politician, asta spun, adică. Domnule Dinescu, ați fost inspirat săptămâna aceasta, le-ați dedicat liberalilor două poezii pe care o să le citim după o scurtă pauză de publicitate. Da, eu n-am fost un mare simpatizant al... Am fost în relații bune cu conducătorii Partidului Liberal, dar eu mai degrabă eram de stânga. Și am și rămas în felul meu, știi? Nu mă atrage niciun partid de stânga, știi?
cum niciun partid de dreapta, pentru că, știi, eu în tinerețe am fost, nu puteai să mai lucrezi în presă dacă nu erai membru de partid. Și am intrat în partid odată cu Marin Preda, care era singurul director din România, era director editurii Cartea Românească, care nu era membru de partid. Și am intrat în aceea zi cu el, eu eram redactor la România Literară. Pauză, ne întoarcem. Da, pauză. Revenim. Bine. Ne-am întors, domnule Dinescu? Eu am amintit de chestia asta cu Marin Preda, nu știu ce am fost, pentru că eu am fost dat afară din Partidul Comunist. Am în toate etape. Întâi ți se dă un avertisment, pe urmă vot de blan și pe urmă au dat afară ca pomăsea cariată. Dar ideea este, m-au dat afară chiar colegii mei, știi că, știi cum se întâmplă atunci? Te dădeau afară cei care lucrau la România Literară, fiindcă venea de sus, de la partid, domnule, să fie dat afară sau să fie vot de blană. Și își cereau scuze pe hol. Ce, Mircea, și sper că mă înțelegi. Am copii acasă, nu știu, trebuie să... Să votez pentru excludere. Cred că s-au abținut doi, așa, în rest m-au dat... Mai știți cine s-a abținut? Cred că Mircea Iorgulescu s-a... Arăta totuși o tărie de caracter să te abții împotriva partidului. Da. Bine, nu însemna mare lucru, de fapt, știi? O să râzi. Dau un exemplu ciudat aici, pentru că în clipa în când am fost eu dat afară din partid, am fost dat în aceea zi, deci în martie, 89, când a fost dat și un tip care era provenea dintr-un activist de partid, fiul ăla care l-a înjurat pe Ceaușescu, cum îl cheamă? Constantin Pârvulescu. Pârvulescu. Fiul lui Constantin Pârvulescu, care lucra la Ministerul de Externe, nu știu ce, a fost considerat că e spion, nu știu ce, știi, și a apărut despre el în presă, nu știu. Și primul secretar de la sectorul 1, de care ținea asta România Literară, mica organizație, a zis, ați luat pe urmele lui fiului lui Pârvulescu, care e spion, așa. Am fost acuzat când am fost dat afară din partid că sunt agent al german, pentru că un violonist de la Heidelberg mi-a adus 5 pachete de cafea. Și ăia știau de la... Ați primit cafea, adică asta era plata pentru trădarea de patrie. Pentru informații, știi? Da. Ia, tovarășul prinsă, păi, nu veniți cu mine acum să cereți un pachet de cafea în Piața Amblei? Că eu mă las de băut cafea dacă găsiți vreun pachet. Este un violonist care... Chiar așa credeți că serviciile străine își plătesc spionii cu cafea? Păi vai de capul nostru dacă asta așa a ajuns spionajul în lume. În fine. Dar asta vă înțeleg că la acea ședință Nicolae Dragoș, care era un poet după linie, scria cu partidul, cu Ceaușescu, a fost reactor șef la Scânteia, dar fusese și la Luceafăr, unde am fost eu. Și era un om cum se cade. Îmi pare, n-am auzit de el. Da, da, era, scria poezii cu nu știu ce, era un personaj așa în lumea. Și era șeful partidului pe toate publicațiile și nu știu ce. Și când primul secretar a zis, tovarășul, după ce colegi de-ai mei de la România Literară au vituperat așa, mi-e și rușine de că au murit doi dintre ei, așa, păreau niște oameni cum se cadă, așa. Dar au fost niște ticăloși, știi? În fine, că tot pe ideea că sunt un agent... Vă înfierau cu mânie proletară. Nu eram al KGB-ului, după aia am devenit așa, al KGB-ului. Și acest poet ce a spus? A sărit în apărarea dumneavoastră? Băi, nu, n-a vrut să spună nimic. Zice, vă rog, toar și dragoste. Zice, domnule, mă abțin. Bă, a rămas toți aia, bă, Nicolae Dragoș, în loc să spună și el că el trebuia să decidă așa. Și mi-a luat carnetul, nu mi l-au luat. Cred că am povestit toată. Nu, n-ați povestit asta. A, trebuie să povestesc asta. Povestiți-o acum. După ce m-au dat afară din partid, deci întâi m-au dat afară de la România Literară, a venit un mare prozator, Dere Popescu, era președintele unui scriitor, a venit la România Literară. Bine, e o poveste frumoasă cu Deștriu. Nu ți-am văzut la alte emisiuni, probabil, zis. Dar vreau să spun că ziua aia m-au dat afară de la România Literară pentru încălcarea eticii și echității socialiste. Și, pe urmă, m-au dus la sectorul 1 și m-au dat afară din partid. Și de acolo am luat un autobuz să mă duc acasă, să stăteam pe Bitoliană.
băieții care, până atunci, securiștii care mă urmăreau așa, că începuseră de vreo câțiva ani, de când am zis eu că protestez în fața Uniunii Scriitorilor, că sunt un poet cenzurat într-o țară fără cenzură, au venit la... mergeau după autobuz așa mai la vedere de data asta, m-am dat jos, au venit după mine așa, chiar pe strada Pitu și la mijlocul străzii s-au dat jos trei dintre ei și a spus: doamne Șudinescu, începând de astăzi nu mai aveți voie să vorbiți cu nimeni, nici să mergeți în vizită la cineva, nu? Așa. Și eu m-am uitat la ei, erau un civil, zic, stați puțin, dar zic, cine sunteți dumneavoastră? Păi ce, suntem de la miliție. Păi zic, vă că sunteți în civil, așa. Ei, zice, suntem la o secție a miliției. Da? Bun. Dar zic, puteți să spuneți pentru ce nu mai am voie să mă întâlnesc cu niciun cetățean al României? Sau... unul zice, domnule, zice, știți dumneavoastră mai bine că noi suntem mici, noi nu știm. Bine, am intrat acasă, i-am spus soției mele, măi, uite, am fost dat afară în România literară, am fost dat afară în partid și mai sunt și șase domni la poartă la noi, într-o mașină. Am stat așa vreo jumătate de oră, o oră, cât am ieșit, domnilor, pot să mă duc să cumpăr pâine pentru copii? Că aveam copii mici. Ce puteți, dar nu mai însoțiți de noi. Și doi rămâneau în fața porții, doi veneau cu mașina așa și doi veneau în urma mea la un deci ca să nu luați contact cu absolut nimeni. Ca să nu iau contact cu... Și când îl duceam pe Andrei la grădiniță, în fine. Dar poate povestesc mai pe larg, că eu povestesc mai... vreau să spun că în clipa când erai dat afară din partid, trebuia să-ți ia și carnetul. Da? Îmi pare rău că îl am și acum, că îl păstrez, că nu se știe ce se va întâmpla peste 20 de ani, vine din nou Partidul Comunist la putere, am carnetul. Fii atent. Și mă întâlnesc cu Vasile Băran, era un mic prozatoraș, așa, un activist de partid, care era secretarul organizației la România Literară. Și mă vede, ieșeam pe Bitolia, mergeam, nu știu, să cumpăr cartofi, și când mă vede, Mircea zice, trebuie să-mi dai carnetul de partid, dar n-a apucat săracul să mai termine fraza, că ăștia s-au și repezit la el, el și au pus mâna la spate, că asta făceau de obicei cu toți. N-aveam voie să... Eu stau să intră în panică, nu știu, și eu spun, tovarăș... Nu, nu le spuneam tovarăș, domnilor, zic, e tovarășul Vasile Băran, secretarul de partid al... E colegul vostru. Așa. Și zic, nu vrea să-mi dea niciun mesaj de la spionii occidentali. Vrea să-i dau carnetul de partid, că mi-a rămas carnetul acasă la mine. Și, în fine, ăia îi cer buletinul, își notează datele pe buletin. Ăsta tremura așa, Vasilic, că Băran era un om mai mărunțat, poate că și trăiește. Și zic, Vasile, dacă domnii dau voie să vii la mine acasă, zic că îți dau carnetul, nicio problemă, că nu l-am pus acolo la oglindă să mă uit la el. Zic, nu, ăla, mai vorbim așa, tulit-o Vasile Băran, secretarul de partid, și au rămas cu carnețelul în buzunar. Dar, după 89, am spus, domnule, eu nu mai intru în nicio organizație, dacă pe mine m-au dat afară colegii mei scriitorii, cum să mai intru un partid în care mă, dacă eu vorbesc liber, mă dau și ăștia. Mi-ai de ajuns pe lumea asta că am fost... Și nu v-ați mai înscris în niciun partid politic? Nu m-am mai înscris în niciun partid. Dar nu v-ați gândit niciodată să mai intrați în politică? Nu. M-am gândit să fac un partid. La un moment dat m-am dus și la un prieten al meu, la un avocat, și am zis, domnule, acum câțiva ani, domnule, aș vrea să fac un partid. Să-l și înscriu. Cum să se numească? Pot să spun, să-l divulg, să-l chema alții. Asociația Liberă a Țăranilor și a Intelectualilor Independenți. Da, indignați. Indignați. Să-l chema alții, știi? Și atunci o să iau eu și țăran, pentru că mie îmi place când merg într-un sat, o chestie că pe la cârciumă, bă, dom'le, există înțelepțul satului, ceea ce n-avem noi înțelepții tribului, așa, la nivel de stat, dar există un înțelept al satului, care de obicei e tip haios, stau toți în jurul popular. Lui, e popular, dar sunt niște oameni deștepți, că inteligența nu ține de că ai făcut, că sunt mulți care au făcut facultatea și proști, fiindcă natura i-a făcut proști, i-a pus ștampila de prostovan, dar poate să înveți, are memorie, nu știu, și poate să termine și o facultate, să-și ia chiar și doctoratul. Dar e prost.
Înțelegi? Acești oameni deștepți din satele românești, pe mine totdeauna mă face, în primul că au un limbaj colorat, au nu știu ce, au poate și te și, ea nu e ușor să stai de vorbă cu ei, fac mișto de tine. E o provocare că... și pentru tine. Și mă gândeam, mă, dacă aș băga în partidul meu din câteva sate ăștia mai tari, să-i auzi cum vorbesc liber în Parlament, să înțelegi? Plus că țărănimea muncitoare ar fi meritat și ea să fie reprezentată. Totuși suntem o țară, nu chiar agrară, dar ne bazăm pe chestia asta, pe agricultură. Ceaușescu a băgat în partid și la Marea Adunare Națională, dar îmbrăca în costume populare și îi punea să strige lozinci. Dar un țăran adevărat, cum a existat la Unirea Principatelor, nu? Moș Ion Roată, știi? Există Moș Ion Roată în diferite județe ale țării. Ăștia ar fi meritat să vină în Parlament să vorbească despre drepturile producătorului român. Da? Și a unor intelectuali, nu neapărat ăștia care au ieșit în față și nu știu ce să facă carieră, dar există oameni, există, cum există și oameni de stânga în rândul, eu știu, la Facultatea de Filozofie. Sunt tineri cărora nu le rușine să spună că sunt de stânga. În general, artistul român se dă de dreapta, știi? Da. Deși în străinătate e invers. Așa e invers. Și artistul român e de dreapta, e nu știu, anticomunist, nu știu, dar stă cu mâna întinsă la Ministerul Culturii. Păi dacă ești de dreapta, nu ceri că ești de dreapta. Aici e liberalismul care nu-ți dă de pomană, în fine, decât haideți dacă ești de stânga. Să ne întoarcem la liberalism și la poeziile dumneavoastră. Da. Îi rog pe colegi să ne arate aceste poezii. Le citiți dumneavoastră, da? Da. Liberalismul în poziție de drept. Da, da, asta era... Deci când am auzit chestia asta că vine generalul, mi-am uitat, domnule, cum ăștia, că erau niște oameni liberi, care fumau narghilele încă strămoșii lor și stăteau la taclare și spuneau orice și erau niște oameni cu un dialog și un farmec al rostirii, știți, să devină niște subordonați. Și deci liberalism în poziție de drepți. De când ne ține domnul Drăguț la el în poală, armata-i meserie de-a dreptul liberală. Și tocmai precum dânsul iubește pe cei drepți, doctrina liberală e poziția de drepți. Că însăși brătienii cu ceilalți confrați fost sau ordonanțe pârlite sau gradați. Și nu-i nicio îndoială că încă din născare ei au ieșit din mame în pas de defilare. Și instruiți nemțește de comandantul Claus, în lupta fratricidă, ei n-au pe loc repaus, că s-au ras în fine continuu, nu? Și după ce am publicat în Facebook-ul meu poezia asta, unii au zis, doamne, dar de ce înjurați pe unii oameni care n-au priceput ironia, așa? Cu ce liberal e un... Și am simțit nevoia să dau o replică acestei poezii. Se cheamă Postscriptum, liberal la masă. Nedoșii la biserici n-au înțeles nimica. Doctrina liberală născută la Florica, e satul unde s-a născut, unde a avut moșie Brătianu. Brătianu și Florica e numele fetiței lui care a murit de mică. De mică, da? Deci nedoșii la biserici n-au înțeles nimica. Doctrina liberală născută la Florica e o sfântă învățătură de luminat boier. Nu pentru besencisme cu epoleți de fier. Abia acum, o doamne, muritau brătienii. Nu când i-au dus la groapa comună milițenii. Nu când le-au dus la ognă copiii și nepoții. Acum, când stau călare pe țară idioții, cu știința lor de carte vecină cu popota, în loc de bună ziua îi zic în cur pe măta, că-și câștigând concursuri de împrejurări morbide, et impera la masă-i servită cu divide. În sos de boda proste că țara e o legumă, cum prost în partea dreaptă și în stânga cu o ciumă. Na, asta este. Ați acoperit tot eșichierul politic. Exact. Am făcut așa un soi de tocăniță. Mai avem un minut. Cum vedeți viitorul PNL? Viitorul PNL este dramatic, după părerea mea, pentru că ei, unindu-se din nou cu Partidul Democrat Social, și au mai pătat, ca să zic așa, din farme cu liberalismul așa, două, și din păcate pentru ei mulți dintre liderii
de la PSD-ști, sunt mai șmecheri și au uneori un discurs mai bun decât al lor în, în Parlament, pentru că ei n-au făcut decât să-și dea la joală. Și și cu un soi de prostie, știi, tu ți-l alegi pe ăsta, iar îl dai jos, iar îl pui, cum au făcut ei cu toți, în fine. Deci ei vor ieși foarte prost din această combinație. Și cu Ciucă, dacă o să-i văd în uniforme și în cizme, bătând pază de filare pe Calea Victoriei, cine știe, mă mai gândesc, domnule, măcar avem o juntă militară liberală. Domnule Dinescu, vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Am ajuns la final. Ne revedem săptămâna viitoare la o nouă ediție Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta. Insider Politic.